Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat recent câștigătorii contractelor pentru elaborare, studiu de fezabilitate și proiect pentru autorizarea lucrărilor de construire pentru realizarea obiectivului de investiții în cazul amenajării unor pasaje pietonale subterane. Acestea ar urma să fie construite pe drumurile naționale din Prahova, în localitățile Părcănești, Blejoi, Lipănești, Măgurele, Vălenii de Munte și Mizil. Proiectul este unul util, sunt de părere mulți prahoveni. Ar fi o idee bună, dar nu prea văd cum s-ar putea rezolva această problemă. Dar ar ajuta la fluidizarea traficului? Sigur că da, sigur. Și pentru pietoni ar fi mai în siguranță, nu? În special pentru pietoni. Totdeauna s-au întâmplat multe petreceri de pietoni. Avem nevoie? Păi cât că ar fi, mai ales aici. Mai ales aici. Sunt atâtea accidente că nu... Pasajul ăsta subteran, pietonal, ar rezolva? Bine, mai pământ, i-au lățit aici, dar degeaba. Accident tot se întâmplă în continuare. Oamenii traversează și pe unde nu e permis, nu? Nu prea, șoferii mai tare nu respectă regulile. Și eu sunt șofer. Dar, Doamne, iartă-mă, să vede la distanță când este o trecere de pieton. N-au făcut nici măcar de nivelări. Pasajul subteran? Eu zic că ar fi mult mai bine, sau măcar de nivelările alea care sunt de încetinea vitezei. Da? Este o idee bună, este bine că s-au gândit la așa ceva și ar fi bine să-l pună și în practică. E o treabă bună, dar numai să ține de cuvânt. Ar fi utile, nu? Da. Pentru trafic, pentru pietoni? Și pentru noi care mai mergem cu bicicleta la câmp, la... E greu de traversat drumul național. Da. Prin elaborarea acestor studii de fezabilitate se urmărește îmbunătățirea condițiilor de circulație la nivelul rețelei rutiere din România de transport, inclusiv sub aspect de siguranță rutieră și fluidizarea traficului pe rețeaua de drumuri naționale.